La un an de la trecerea la cele veșnice a Lidiei Stăniloae, a avut loc astăzi un parastas la mormântul acesteia din cimitirul mănăstirii Cernica. Fiica părintelui Dumitru Stăniloae a trecut la cele veșnice în data de 17 februarie 2017, la vârsta de 83 de ani. La slujba au fost prezenți apropiați și rude ale eruditei scriitoare. Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitei roabei tale, Lidia, Hristoase Dumnezeul nostru, și pentru ca să-i se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Fiica părintelui Dumitru Stăniloae a fost fizician, poet și scriitor. A urmat cursurile Facultății de Fizică, iar lucrarea sa de diplomă este prima din România despre teoria fisiunii nucleare. Astăzi ne-am întâlnit aici, la locul de veci, unde își petrece această trecere doamna Lidia, alături de câțiva parohieni din parohia noastră, pentru că dumneaei ne-a vizitat de multe ori la parohie, a avut cuvânt de îmbărbătare, cuvânt de învățătură adus credincioșilor noștri și aș putea spune că astăzi nu dragostea noastră ne-a adus la mormântul dumneaei, ci dragostea dumneaei care a fost și care ne-a obligat într-un fel să răspundem, la fel cum Dumnezeu ne-a iubit mai înainte de a-L iubi noi pe El, la fel doamna Lidia a știut să pună dragostea pentru aproape înainte de viața personală, de dorințele pe care le avea ca și călăuză în viață. Prietena cu Lidia Stăniloae, apropiată a părintelui Stăniloae, l-am cunoscut bine în ultimii ani ai vieții și apoi cu Lidia am fost apropiată, mai ales după plecarea părintelui, ne-am văzut destul de mult. Era un om de o finețe intelectuală, de o profunzime a gândirii cu totul aparte, o formație intelectuală, o formație de om de știință, într-un suflet de artist, de o căldură și de o generozitate aparte, o prietenă generoasă, ne dor de ea. Și o fiică a Bisericii Ortodoxe Române aparte, luptătoare, a încercat din răsputeri să ajute la întărirea credinței la noi, la păstrarea tradiției curate, așa cum a deprins-o de la biserică, de la tatăl ei în familie, crescută într-o familie cu adevărat ortodoxă. Lidia Stăniloae s-a născut în data de 8 octombrie 1933 la Sibiu. A debutat în literatură în anul 1970, publicând volumele de poezii Versuri, Munții și Locul unde aștepți. 21 de ani mai târziu a apărut volumul Raiul Inocenților, iar în anul 2000 lucrarea Lumina Faptei din Lumina Cuvântului. În anul 2003 a lansat volumul de versuri Întâlnire cu Dumnezeu. În semn de omagiu pentru fiica părintelui Dumitru Stăniloae, Trinitas TV va difuza mâine seară, începând cu ora 21, o ediție specială a emisiunii Credință și Cultură Azi, dedicată Lidiei Stăniloae.